Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit în emisie directe. Sunt eu, Radu Zăpadu, prezentatorul dumneavoastră preferat. Și astăzi am reușit să-l chemăm după nenumărate cereri din partea publicului pe nimeni altul decât președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon. Sper să avem o adevărată bombă mediatică, să curgă gârlă titlurile de știri în această... Domnule Igor Dodon, bună seara, mulțumesc că ați dat curs invitației în interviului nostru. Prima întrebare, domnule Dodon, dacă îmi permiteți, înainte de alegeri, de dați senzația unui om neînfricat, unei personalități care ne spunea nouă să bem ceai, să nu ne deorgăim, să nu ne jucăm cu stafilococul, da? Și noi toți am crezut că iată-l salvatorul, dar când colo, guvernul și parlamentul v-au pus recent și vă pun tot mai des în poziția... Cum se numește animalul acela de ordinul crustaceilor care are cleștere puternic? În poziția... Racul, da, în poziția racul v-au pus, exact. Apoi, întrebarea noastră este cât timp o să mai rămâniți în această poziție aplicată? Noi deja am anunțat ieri, dacă nu greșesc, în conferința de presă, că poziția președintelui Republicii Moldova nu se va schimba. Aha, și asta ține doar de domeniul politic sau... Domnule Dodon? La general. La general, am înțeles. Dar cum rămâne... Dar nu aceasta mă interesează. Bine, nu vă interesează pe dumneavoastră, dar interesează pe cei care v-au votat, care vă susțin. E problema lor. Domnul președinte, vă dați seama de efectul acestor fraze? Oamenii s-ar putea să se întoarcă cu spatele la dumneavoastră. O să vedem până unde o să ajunge. Păcat că spuneți asta. Îmi pare că ar trebui să fiți un pic mai responsabil când vine vorba de propriile acțiuni și afirmații, domnule Dodon. În Constituția Republicii Moldova nu este indicat că președintele este obligat. Nihrinasibie, cât aroganță! Domnule Dodon, da, în perioada următoare, care va fi rolul sau nu, mai degrabă, cum va arăta forța, îndrăzneala dumneavoastră de lider politic? Va fi foarte redusă sau nu va exista. Să înțeleg că vreți să fiți văzut de societate ca... Ca instrument. Uioioi, din lider spiritual, din salvatorul nației de oligarhi, o să deveniți o marionetă, o păpușă care numai o să apară cu mesajul de fericitare de Revirion, de 8 martie, inclusiv de 9 mai, da? Inclusiv de 9 mai, da. Și apoi, cum rămâne cu războiul dintre Est și Vest? Haideți să lăsăm în timp apropiat geopolitica și ne axăm pe ceea ce ne unește. Ah, da, aici sunt de acord. Când spuneți ceea ce ne unește, sper că vă referiți la ura, profunda ură față de cei care nu-s ca noi. Și aici mă refer la ăștia care se țin de mâini, se căsătoresc, se sărută, cum îi cheamă? Halterofil. Nu halterofil, homo sapiens. Nu, homosexual, da, exact. Domnule Dodon, o întrebare mai personală. Cine din liderii actuali Republicii Moldova, cine credeți că este homosexual? Ne place sau nu, prim-ministru Filip sau speakerul Candu sau președintele Dodon? Domnule Dodon, astăzi date concrete sau speculații? De unde aveți asemenea informații? Sondajele, toate sondajele arată. Toate sondajele arată, am înțeles. Stați un pic, oameni atât de influenți, cu funcții atât de mari și sunt homosexuali, dar de ce nu ieșiți la rampă? De ce nu faceți o declarație comună? Fiecare are mesajul său. Fiecare are valorile sale. Domnule Dodon, m-ați lăsat fără replică, nu am ce comenta, pot doar să vă mulțumesc că sunteți atât de deschis cu noi, jurnaliștii de la televiziunea Fundației de Caritate a Politicianului Curat la Suflet, Serafim în Club Tusim. Serafim în Club Tusim, curățenia sufletului, începe de la beneficiarul furtului. Revenind așadar, domnule președinte, ascultați un pic, dar cum credeți? Ăștilalți doi, Candu și Filip, ei de ce nu recunosc că-s gay? Ei nu vor merge la acest risc. Ok, dar dumneavoastră o să recunoașteți vreodată că sunteți gay? Eu am spus foarte clar. Foarte clar ce anume? Dumneavoastră măcar doriți asta? Doresc. Și când? Sau mai degrabă unde o să faceți coming out-ul? În stradă, sper. Domnule Dodon, mie totuși nu-mi depace un lucru. Oamenii atât de mari, urmăriți la fiecare pas de jurnaliști, cu poze făcute în mai multe ipostaze... Cum reușiți să ascundeți o taină ca asta? Unde se află iubiții bărbaților politicieni gay din Republica Moldova încât nimeni nu reușește să-i vadă? În regiuni, nu în Chișinău. Aha, așa mai înțeleg și eu, da. Dumneavoastră aveți niște cifre apropo de câți moldoveni sunt de facto homosexuali? Este vorba de cel puțin jumate din populația Republicii Moldova. O să vă mai întreb ceva. Cum credeți?
Care sunt cei mai râvniți gay din politica moldovenească? În realitate, Partidul Democrat, în special liderul acestui partid, Plahotniuc. Și dacă e să ne gândim la poziția dificilă în care vă aflați în acest moment, sunteți gata să vă recâștigați poziția de lider, să-i recuceriți pe cei de la conducere? Eu sunt gata să fac pași concreți, anume în această direcție. Mult succes! Mult succes, domnule Dodon! Ține pumnii pentru dumneavoastră, cred că ar fi în plus să vă spun că celor din PD le plac trandafirii. Asta o știți și singur. Domnule Dodon, la final, cunoscându-vă personal, știind că sunteți dușa campaniei, v-aș ruga să-mi spuneți un banc, un singur banc, dar unul amuzant, amuzant, ok? Sunteți gata? Aveți unul deja, da? Start, vă rog! Am ajutat la procurarea mai multor case pentru familii cu mulți copii. Până acum, majoritatea din funcționari doar furau la stat. O venit Dodon și aduce, face reparații la puștinție. Știu că mi l-ați mai spus de multe ori, dar de fiecare dată, parcă e prima oară, domnule Dodon, băi, mulțumesc! Iar vouă, domnule și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, nu tot ce zboară se mănâncă, nu tot ce se mănâncă se poate pune în microvalnovcă. Odată am pus o bucățică de ciocolată de lapte, of, mai bine nu vă povestesc. Apropo, emisiunea Lumina pleacă în turneu european în următoarele 3 orașe, Bruxelles, Paris și Padova, dar noi ce treabă avem cu asta? Ei, nu contează, cunoașteți moldoveni de prin zonă, vă rugăm să le trimiteți acest video sau să-i tăguiți mai jos în comentarii. Noi însă continuăm emisia în direct la televiziunea Fundația de Caritate, Politicianul Curat la Suflet, Serafim în Club Tusim. Serafim în Club Tusim. Noi în Club Tusim. Al vostru, plin de respect, Radu Zăpadu.